apă, o linguriță de zahăr, 20 de grame de drojdie proaspătă, 500 de grame de făină și o linguriță de sare. Adăugăm într-un vas ingredientele în ordinea menționată, amestecând continuu cu o spatulă, mai întâi substanțele umede. Când compoziția devine mai dură, renunțăm la spatulă și amestecăm cu mâna până formăm un aluat, pe care îl așezăm la crescut într-un vas uns cu ulei și îl acoperim cu folie. După o oră, aluatul își va dubla volumul. Îl mai frământăm o dată și îl împărțim în 5 părți egale. Formăm bile, apoi îl întindem până rezultă discuri cu un diametru de 35 de centimetri. Încălzim cuptorul, așezăm deasupra ingredientele dorite și coacem 10 minute la 210 grade Celsius. Iar la final, vă aduc în atenție un mic truc. Pentru a obține un blat crocant în stil napoletan, păstrați aluatul în frigider până a doua zi. Aceasta a fost rubrica de astăzi. Am călătorit în însorita Italia, ne-am distrat, am aflat lucruri interesante și acum, ce urmează? Gătește și zâmbește! Ei, poftă bună, dragii mei! Mulțumim! Emisiunea Prima Oră vă este oferită cu sprijinul MobExpress. Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Bun găsit la Prima Oră! Sunt Adriana Dascălu-Bulină. Haideți pentru început să vedem cum va fi astăzi vremea. Cu mare, mare atenție, vă rog, cum vă îmbrăcați și mai ales dacă faceți deplasări astăzi, mai bine, nu? Apoi vă propun să revedem subiectele zilei de ieri pe scurt și avem pregătit și calendarul zilei. Nici joi nu scăpăm de iarnă. În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina urmează o zi neplăcută cu temperaturi foarte scăzute și precipitații, mai ales sub formă de lapoviță și ninsoare. Îndeosebi, în prima parte a zilei va ninge în toată regiunea. La munte, joi, vor fi norări și ninsori abundente. Vântul va avea intensificări în zonele de creastă. Temperaturile rămân și joi foarte scăzute pentru acest moment al anului, astfel că maximele ajung cu greu până la 3 grade Celsius. Codul portocaliu de ninsoare și viscol s-a simțit cel mai tare în trafic. Mulți șoferi și-au schimbat cauciucurile cu cele de vară și s-au aventurat să iasă pe șoselele acoperite cu gheață și zăpadă. Ambuteiajele au fost la ordinea zilei, astfel că distanțe care se parcurg în condiții normale în jumătate de oră s-au făcut în de două sau de trei ori mai mult timp. Nici drumarii nu au făcut față ninsorii necontenite, spre disperarea șoferilor. Codul portocaliu a fost prelungit până joi la ora 14 în județele Botoșani, Iași, Vaslui și zona joasă a județelor Suceava, Neamț și Bacău. Zăpada a dat peste cap circulația rutieră în județul Botoșani. O mașină care transporta 4 persoane dializate a rămas înzăpezită. O autoutilitară s-a răsturnat și a blocat parțial circulația rutieră între George Enescu, Dumeni și mai multe autoturisme au derapat. Circulația autovehiculelor de peste 7,5 tone a fost restricționată pe DN29 Botoșani-Manoleasa și au fost închise circulației temporar mai multe drumuri. În județul Botoșani se circulă în condiții de iarnă, iar două localități au rămas în beznă din cauza avariilor cauzate de căderile abundente de zăpadă. Zăpada abundentă a închis mai multe școli din județul Neamț. La cererea unităților de învățământ au fost suspendate cursurile în format fizic la mai multe școli din județul Neamț. Școala gimnazială Comuna Secuieni, școala gimnazială numărul 1 Făurei și structurile școala primară numărul 1 Budești și grădinița cu program normal numărul 1 Budești, școala profesională Comuna Valea Ursului,
Școala Gimnazială Comuna Duchia, Școala Gimnazială Comuna Bârgoani, Școala Gimnazială Antonie Mureșianu Comuna Bâra, Școala Gimnazială Comuna Moldoveni, Școala Gimnazială Constantin Virgil Gheorghiu Războieni, Școala Profesională Comuna Petricani, Structura Școala Primară Domnul Trandafir, Boiștea, Școala Gimnazială Comuna Boghicea, Școala Gimnazială Gheorghe Pătrașcu Buruienești, Comuna Doljești, Școala Gimnazială Preot Gheorghe Sândulescu Dragomirești, Școala Gimnazială Nicolae Buleu Mărgineni, Școala Gimnazială Comuna Văleni. Județul Neamț se află sub cod portocaliu de ninsori și viscol, iar în funcție de evoluția vremii se va decide cum se vor desfășura cursurile și în perioada următoare. 8 percheziții, inclusiv la sediul biroului Vamal Siret și la domiciliul unor funcționari vamali, au fost făcute marți după amiază de procurorii parchetului european de la biroul Iași în cadrul unei anchete privind o schemă de fraudă vamală orchestrată pentru sustragerea de la plata impozitelor și taxelor vamale la tutunul importat. Mai multe persoane fizice și companii din Cehia, Germania, Italia, Lituania, Polonia, Slovacia și Ucraina ar fi pus în aplicare un circuit vamal fraudulos pentru importul de tutun de narghilea și de pipă din Emiratele Arabe Unite și Turcia. Indemnizație medie pentru creșterea copilului de 2736 de lei în România, în vreme ce plafonul maxim este de 8500 de lei și nu a mai fost actualizat din 2017. Dacă un proiect al USR va fi adoptat de Camera Deputaților după ce a fost respins de Senat, indemnizația mamelor ar putea ajunge până la 11.300 de lei, reprezentând indexarea anuală cu inflația. Declanșarea alegerilor anticipate, subiect invocat de liderul liberal Gheorghe Falcă, nu este oportună și nici nu reprezintă o prioritate pentru români. Opinia îi aparține senatorului Ioan Stan, președintele PSD Suceava. Ioan Stan mai precizează că nu a existat nicio propunere pentru alegeri anticipate. Tema a apărut când, odată cu întrebarea ce se va întâmpla dacă președintele Iohannis nu va numi premierul PSD la rotativă. Se apropie sărbătorile pascale și, alături de preparatele culinare specifice, decorarea casei cu ocazia sărbătorilor a devenit și o tradiție, la fel și cadourile pentru cei dragi care așteaptă dragoste și apreciere. Iar dacă doriți să creați o atmosferă armonioasă și primitoare cu ocazia sărbătorilor pascale, am consultat un specialist care ne-a prezentat câteva. Parodontoza sau boala parodontală este una dintre cele mai întâlnite boli infecțioase. Netratată, această afecțiune poate duce la pierderea dinților și la apariția unui șir lung de probleme de sănătate. De ce apare, care sunt primele semne și simptome, ce trebuie să ne ducă urgent la stomatolog și, cel mai important, cum se tratează parodontoza, aflăm din materialul următor. Echipa de rugby sub 17 ani a liceului cu program sportiv Suceava a mai făcut un pas spre barajul de calificare în semifinalele campionatului național. Jucătorii antrenați de Codrin Prorociuc și Mihai Coca au câștigat cu scorul de 39-0 pe terenul celor de la CSM Focșani. Echipa secundă a Clubului Sportiv Universitar din Suceava a urcat pe primul loc în play-off-ul diviziei A de handbal masculin pentru tineret. Formația pregătită de Vasile Boca s-a impus cu scorul de 42-29 în meciul disputat pe terenul celor de la CSM 2 Bacău. Juniorul Salcea și minerul Iacobeni au rămas pe primul loc în cele două serii din Liga a 5-a după desfășurarea primei etape din acest an. Echipa din Salcea s-a impus la Bunești cu scorul de 4-0, iar minerul Iacobeni a câștigat 3 puncte la masa verde, pentru că viitorul Stroiești s-a retras din campionat. We'll be right back.
Doamnelor și domnilor, suntem bine, suntem în studio, am ajuns fără prea mari aventuri, deși nu fără. Bună dimineața, le spun invitațiilor mei de astăzi, ca de obicei, în Joia Tineretului, maestrul Mihai Pânzarupim. Alături de dumnealui, nu știu dacă o să vedeți vreo asemănare, dar nu vă mai las să vă chinuiți, este fata lui, Casandra. Bună dimineața! Bună dimineața noastră și invitațiilor noastră și celor care se uită la noi cu mare drag. Mulțumesc, cu mare drag, în fiecare dimineață avem o comunitate. Salutare, de care ne mândrim. Ne urmăresc și pe pagina de Facebook, acolo unde ne lasă dimineață de dimineață mesaje și răspunsuri la întrebarea zilei. Și astăzi întrebăm despre Pască. Că nu ne uităm, pentru câteva secunde nu ne uităm pe geam. Nu știm ce e afară. Suntem cu gândul la ce urmează, la sărbătorile pascale. Este Paștele pe stil nou. Asta nu m-am gândit. Uite, perspectivă interesantă. Lansez întrebarea zilei și după aia revenim cu picioarele pe pământ sau, mă rog, pe zăpadă. Întrebarea zilei. Pască tradițională cu brânză sau pasca poloneză cu ciocolată? Eu să răspund. Ce preferați? Cu brânză. Casandra? Cu brânză, deși mama ne făcea pască cu ciocolată și recunosc sportiv că era prima care dispărea instantaneu. Cred că nici nu prindea paștele și dispărea de pe masă. Atât de bună era. Da, da, da. Dar eu, ca și tata, prefer cu pască, cu brânză toată ziua. Da. Bun, avem deja... Îmi place aia cu brânză sărată. Nu, mie sărată. Și aici altă sub întrebare, sărată sau dulce? Da, dar cu sărată n-am prea... În Ardeal să mănâncă, Ardeal, așa, da. Da, okay. Sunt rădăcinile mele ardelenești. Da, da. Am notat și o să doresc să încerc o pască de asta cu brânză sărată. Deocamdată am câteva răspunsuri la întrebare. Rodica Iordan, ne place pasca, o servim cu plăcere, indiferent că este cu brânză, smântână, dar în mod special cea cu ciocolată. Yes. Mariana Sireteanu, pasca tradițională cu brânză și cu smântână și ciocolată. O combinație perfectă, mă gândesc. Gabriela Tariu, și cea tradițională și cea cu ciocolată. Ambele se pare că sunt preferatele în familia dumnei, în special pe placul copiilor. Pasca cu brânză, ne scrie Lina Pușcașu. Maria Stănică, pasca tradițională cu brânză de vaci. Priscornic Dumitru, de la Câmpul Lung Moldovenesc, minus 3 grade și ninge mărunt și neviscolit la Câmpul Lung Moldovenesc. Dacă locuim la munte, avem evident și lapte și brânză, la discreție, nu? Acolo în zonă facem pasca cu brânză și stafide. Iată, unii preferă pasca... Eu nu mănânc stafide, exact. Coptură. Fără stafide, nicăieri. Nici în cozonac, eu personal. Da. Mulțumim tuturor celor care ne urmăresc. Aurica Salumică Grecu, Pușca Șardașe, Sovidiu Costică Scalski, Viorel Justin, pasca cu brânză tradițională, ne-a scris. Brândușaga Fenco, Aurel Brânzei, iată, de la Adâncata, unul dintre cei mai prezenți urmăritori ai noștri. Acum, dacă îmi dați voie, o să vă rog să descrieți și voi cum ați călătorit în această dimineață din zona Mărășești, spre zona Mihai Viteazul. Am navigat. Voinicește. Da, eu am căutat să merg înainte să vină după mine. Am mai avut noroc că am mai ieșit o mașină, da. Și am mers pe poteca creată de cauciucuri. Dom'le, da, e frumos, este elegant, dar problema este să ajungem la timp la emisiune, că așa puteam să ne întâlnim. A reușit cu toții. Mai puțin colegul nostru Modest, să știți, dau din casă. Săracul Modest, dar Modest de la Mihoveni ne-a scris de dimineață de pe la 5 și ceva.
Și a zis, dragilor, nu cred că am cum să ajung astăzi, nu știu cum e, că el nu stă la strada mare. Dar dacă n-am putut ieși eu din parcare în primă fază cu Bogdan, cu soțul meu, vă dați seama că pentru el era și mai dificil. Da, pe soțul ăla și ta părintele argat. Da, între timp, asta vreau să spun. Adică. Eu am luat-o pe jos pe serviciu printre nămeți și uitându-mă așa în jos să nu-mi vină toată zăpada pe față să-mi strice machiajul. Și Bogdan între timp a continuat misiunea. Ne-am întâlnit cu el jos, deci am ajuns după Adrian. Da, a reușit să scoată mașina din parcare, de pe Mărășești, da. Am remarcat pe stradă, se poate, da, mașinile circulă în condiții de iarnă, evident, dar printre blocuri e omătul înalt. Și mulțumim părintelui Argatu, ne-a dat o mână, i-a dat lui Bogdan o mână Dumnezeu, de ajutor. Omul lui Dumnezeu, la timpul, la momentul potrivit. Da, vine Bogdan și spune, nu poți să știi, nu poți să crezi cine m-a ajutat să ieși parcare. Părintele Argatu, mulțumim cunoscut, din suflet. Iubit, apreciat de toți credincioșii noștri din Suceava. Eu sunt foarte fericită cu ce am găsit aici, pentru mine este un cadou. Vorbești numele tău, te rog. Eu sunt așa de fericită, m-am și oprit să fac niște fotografii, mi-am adus aminte de când eram copil, așa erau toate iernile când eram noi copii și era și foarte frig și mergeam la școală, nu se opreau școlile, nu venea niciun părinte după noi să ne ia, ne bulgăream, ne jucam, veneam înghețați, rupți. Congelați, da. Deci, pentru mine este un cadou. Da, da, atunci aveam altă vârstă, știi? Adică atunci vedeam cu alți ochi. Bine, acum o plimbare așa dimineață, până la urmă n-a murit nimeni, după cum se zice. Am venit îmbujorați, nici nu trebuia să mai pun blaș în obraș. Da, vă dați voi seama, acum o săptămână vorbeam din Barcelona, primăvară. Și vin aici în Siberia. Dom'le, dar e plăcut. E așa ca la sauna. Multă grijă. Una caldă, una rece. Pentru că probleme sunt, iată, nu cred că pot vorbi la fel de relaxați ca noi, cei care au fost în situații pe care le vedem acum pe televizor, ne-au trimis cei de la prefectură aceste imagini, am filmat și eu dimineață, dacă o să pună colegul nostru Andrei, cum mergeam eu dimineață prin nămeții din municipiul Suceava. Între timp, eu o să vă citesc un comunicat de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava, Prefectura Suceava, da, e chiar de la Prefectură. În contextul avertizării meteorologice în vigoare, cod roșu de viscol puternic, probabil că ați primit și voi trei avertizări au fost începând de aseară. Da, 11 aseară, da. Cu rafale de 75-85 km la oră, ninsoare abundentă, zăpadă viscolită și troienită, vizibilitate redusă spre zero din cauza viscolului puternic. Traficul pe DN2 Fălticeni-Suceava-Siret a fost închis. De asemenea, rămâne închis traficul pe sectorul de drum Suceava-Pâltinoasa, DN17, și s-a dispus, începând cu ora 2, închiderea circulației și pe drumurile județene 209C, 209D. În zona de responsabilitate a SDN Câmpul Moldovenesc s-a acționat pe toate sectoarele de drum din administrare în vederea menținerii fluenței circulației cu 22 utilaje dotate cu lamă și răspânditor, fiind consumate 210 tone sare. Astea sunt imaginile de dimineață din Suceava. Mm-hmm. Da, filmate din mers, scuzați, e o filmare de și cu mâna înghețată și am crezut că la un moment dat că am închis, n-am închis. Iarna da, deci, pe uliță. Cam așa e, dar bun. Pe drumurile naționale, continui să citesc din comunicatul de presă de la prefectură, din zona de muntea județului se circulă în condiții de iarnă pe un carosabil acoperit cu zăpadă frământată 0,3 cm. Este situația trimisă în această dimineață la ora 6:53, însoțită de o comunicare însoțită și de imaginile pe care le puteți vedea. Am primit și de la busyday.ro toate drumurile din județele Iași și Botoșani, ceea ce vorbeam un pic mai devreme, sunt închise circulației joi dimineața. Alte 9 drumuri naționale închise în județele Bacău, Neamț și Suceava. Codul roșu de viscol a fost prelungit până la ora 10 și a fost extins și în județele Suceava și Neamț. Normal, nu? Sunt două județe care spun prezent și ele.
Problema știi care e? Mă gândesc eu așa, Adriana. O problemă practică și financiară. Eu cred că cei care sunt prestatorii de săpeziri și-au încheiat la 15 martie contractele. Cam așa e perioada de timp rece considerată. Dar acum ar trebui să facă noi contract. Ce zice doamna avocat? Da, nu. Bă, știu sigur, pentru că am lucrat mulți ani în acest domeniu. Am lucrat pentru o companie care chiar cu asta se ocupa și în momente în situații de urgență, pentru că au fost situații când am avut ninsori și în luna mai, ei sunt obligați să aibă mașinile în așteptare, într-un stand-by. Și acționează imediat ce apare o astfel de situație ușor atipică. Este adevărat că e complicat, e greu. Eu mă gândesc acum, sincer, la oamenii în vârstă care au nevoie de ajutor. Așa și dacă se poate face ceva pentru ei și există un sistem unde ei pot suna, dacă au nevoie de medicamente, dacă au nevoie de mâncare, de orice, sau chiar să vorbească cu cineva pentru că sunt speriați. Cred că asta e cel mai important. Izolare. Într-o astfel de situație atipică. Eu nu zic să se bucure lumea ca mine, dar nici să nu se sperie, pentru că dacă suntem împreună... Exact. Să ne avem grijă unul exact, de celălalt. Să știm că putem suna undeva. Mi-e frică, am o stare de anxietate, pot să faci ceva pentru mine, sau am nevoie de pâine, am nevoie de pastile de inimă. Ceva. Adică de lemne, de cineva de orice care, să aducă... care poate să ajute la degrevarea, la surmontarea acestei situații dificile, dar care nu va mai dura mult. Adică mie mi-este foarte clar că săptămâna viitoare o să vedem din nou zona verde. O să uităm de nebunia asta de acum și uităm. O să admirăm din nou copacii. Da, important este ca astăzi să fim împreună și să ne ajutăm și să vedem ce putem să facem unii pentru ceilalți. Asta e cel mai important. Sigur, foarte important. Mă bucur că ați adus în prim plan această situație și mi-aduc aminte ieri prefectul Alexandru Moldovan aici la emisiunea zis că au fost la nivelul județului toate comitetele acelea pentru situații de urgență la nivelul primăriilor reactivate. Da. Primăriile așadar sunt atente inclusiv la aceste aspecte, nu doar la dezăpezire. Da. În orice caz, dacă aveți un vecin despre care știți că e bolnav, că e bătrân, dați-i un telefon, călcați-i pragul, faceți cumva, luați legătura și vedeți ce nevoie are. Cum ați spus, este acum un foarte bun moment să fim împreună. Da. E adevărat. Sănătate, maestre. Da, și vreau așa să anunț că la, nu știu, o să cerem situația și la Inspectoratul Județean Suceava, dar am o informație care vine de la primarul Dece Balisachi și spune că acolo la dumnealui în localitate, în zona Dolhasca, a fost luată decizia ca școlile să fie astăzi închise. Este chiar o fotografie de pe pagina dumnealui de Facebook unde a făcut anunțul și este foarte bună decizia dumnealui, cred. Acum 9 ore a anunțat, având în vedere felul în care se manifestă vremea la această oră, primăria orașului Dolhasca nu își asumă transportul elevilor în siguranță pentru mâine dimineață. Decizia e a fost ultima luată... zi de școală mâine. Ce mai era? Adică nu e mare lucru. Da, siguranța copiilor Corect. E mai importantă. Decizia a fost luată în așa fel încât școlile mâine să fie închise. Suntem în situația în care oricât am vrea să rezolvăm problema drumurilor zăpezite, este aproape imposibil. Știm, am citit un pic mai devreme, Viscol, n-ai ce face. Cantitatea mare de ninsori și vântul puternic care viscolește zăpada nu ne permite acest lucru. Recomandăm și celelalte persoane să evite deplasările. Da? Deci un mesaj de la primarul de la Dolhasca, Isachi Decebal. O să întrebăm... Salut cu drag și cred că a luat măsura cea cred. Mai înțeleaptă. Da. O să întrebăm Inspectoratul Școlar, Prefectura, dacă mai sunt școli care au anunțat că e mai bine să stea astăzi copiii acasă. Deci mâine să intră în vacanță. Azi e ultima ce mai zi de e școală. O zi acum să stea copiii liniștiți acasă și poate și părinții și unii chiar n-au ce face, unii trebuie să meargă la serviciu, dar
cum am venit noi azi dimineață, dar totuși aveți un pic... Deci prezența noastră, mai multă atenție, demonstrează că se poate merge la serviciu. Și noi locuim în municipiu, în ședințe de județ. E adevărat, în zonele expuse e viscol mare, e viscol mare și într-adevăr nu poți respira acolo, înțeleg. Și încă o situație semnalată dimineață de o cunoștință de-a mea în zona Areni, nu știu dacă și la voi, dar nu cred că mi-ați spus, mai jos. Pană de curent, de gaz, mai mult ca sigur tot din cauza viscolului. Păi dacă nu merge electricitatea, nu merge nici... Nici gazul. Și i-am recomandat să sune la deranjamente. Știi ce se întâmplă, Adriana? Zăpada asta venită, căzută, este o zăpadă umedă, grea. Da. E o povară pe vegetație, mulți arbori. Îmi povestea cineva că și la Iași s-au rupt arbori în cauza zăpezii, așa, și cablurile se rup, să știi, sub greutatea zăpezii. Așa. Deci e o calamitate dată cu specificitatea iernii. Mai bate și vântul, știi că una e să fie fric, dar alta e să bate și vântul. Mai bate și vântul, da. Știi cum trebuie să ne gândim la cei care sunt în situații și mai nasoale? Mai nasoale decât noi, mă gândesc la cei din Siberia, săraci. Ei sunt obișnuiți. Așa trăiesc. E la 0 grade sub foc. Acum, în momentul în care ieri am vorbit cu maestrul despre emisiunea de astăzi și mi-a zis că va veni Cassandra și am zis, vă rog să țineți numele. Așa o bucurie am avut că este cineva care are mai multe nume și prenume decât mine. Soțul meu mi-a spus, eu nu m-am căsătorit cu o femeie, m-am căsătorit cu o companie de shipping. Deci, Cassandra, Elena, Burz, Pânzaru și Dali. Dali. Se pronunță ca Erdogan. În loc de Erdogan, toată lumea îi spune Erdogan, dar este Erdogan. Și numele meu se scrie Dagli, dar se citește Dali. Salvator Dali. Da. La Salvator Dali. Da. Salvator. Da. Și cum ați făcut chestia asta? Super, mi-am păstrat toate numele. Da. Când m-am căsătorit prima dată, știam că fratele meu nu vrea să mai aibă alți copii, avea o fetiță și nu știam dacă Ilinca va dori să păstreze numele Pânzaru. Okay. Am stat de vorbă cu primul meu soț și am spus, vrei să ne reunim numele? La epoca respectivă nu era această modă să-ți reunești femeile numele. Preluau numele soțului. Și a fost de acord, ne-am reunit numele, așa am ajuns Cassandra Elena Burz Pânzaru. La a doua căsătorie, în Turcia, m-am căsătorit cu Sam, cu soțul meu, minunat. E venit și el? Este venit în România, dar stă în București cu pisicile, pentru că, avem două pisici care sunt destul de dificile și trebuie să stea cineva cu ele. Și n-aveți o vecină cum am eu, care să aibă grijă de pisici când plecăm? Avem, dar nu putem să îi terorizăm o săptămână cât mi-am propus eu să stau aici. Doamna Radu, rămână să trăiți. Vă apreciez și mai mult din acest moment. Doamna Radu! Iar avea toți o doamnă Radu. Da. Ei și au pisici și zboară cu ele. Da. Și se mai zis, vrei să îți păstrezi toate numele sau intri în clanul Dali pur și simplu? Și am zis, eu îmi păstrez toate numele pentru că asta este istoria mea. Mai ales că am un cabinet de avocat de 28 de ani care trebuie, nu vroiam să fac să iau de la capăt cu formalități, schimbări de nume, cu nu știu ce și așa mai departe. Și așa am ajuns la aceste 5 nume. Poliția când mă mai oprește, când mai greșesc, la mai... fac așa, săraci. Da, ne-am asumat până la urmă că și eu sunt bulină, dascălu Adriana Magdalena, da? Magdalena o spune drept. Trebuie să spun tot numele atunci când am de completat niște documente, atunci vezi e un pic mai dificil. Da. Se poate. Dar și mai m-am liniștit când am văzut că la unii e și mai complicat decât la mine. Și am vrut foarte mult să păstrez numele tatălui.
tatăl meu este... Fotbalist cerebrul la noi. Da, în afară de asta și este cel mai important om pentru mine, alături de Luca și de Bogdan și de socrii mei de la Câmpul Moldovenesc, familia Bulină. Am dorit foarte mult să păstrez. Da. Asta-ți povești la gura sobii. Da. Da, drăguț, așa e viața și câte familie. Da, asta este istoria și de-aia am păstrat, n-am șters nimic din istoria mea, pentru că asta e, îmi place cum a fost viața mea și vreau să o duc mai departe așa. Da. Și cum e viața Casandrei? Fata maestrului Mihai Pânzaru Pim. Foarte frumoasă. Fata profesoare atât de iubite și de stimate, Gica Pânzaru, am cunoscut-o și a fost un om atât de... un om lumină. Da, da. Un om lumină. Viața mea e foarte frumoasă și a început frumos pentru că am avut șansa unor părinți foarte mișto. Diferiți, fiecare stilul lui, dar m-au citit, tata mai repede, mama mai târziu, și m-au lăsat să fiu rebela. Rebela familiei, da. Nu pot să spun că suntem cumva în post, dar aveam o poreclă gen Dracul Dracilor. Deci... Așa. Da. Dar erau un soi de eram un soi de copil rebel controlat. Mă lăsau să fac sport, mă lăsau să merg la patinaj, mă lăsau să merg la pictură cu domnul profesor Fluierici, cu care tata era prieten. Doamne, ce om. Da, da, da. Și rude, da. M-au lăsat să citesc, m-au lăsat să mă joc, m-au lăsat să mă duc la școală, m-au lăsat să vorbesc urât și să-mi asum și să-mi iau pedeapsa că vorbesc urât. Tata m-a lăsat, mama nu m-a lăsat. Da, de acord, așa e de obicei. M-au lăsat să mă duc la școlile pe care mi le-am dorit. Și a ajuns Casandra avocat. Așa am ajuns avocat. Eu inițial m-am dus la facultatea de drept pentru că vreau să mă fac procuror criminalist. În ultimul an de facultate, profesorul de criminalistică, un mega profesor, mi-a spus: nu te face procuror criminalist pentru că tu nu suporți să ai șefi. Du-te în zona în care poți să, cât de cât, să fii sluga și stăpâna ta. Așa. Și singura zonă era asta, în profesia de avocat. Da. Și am fost și încă sunt avocat, deci din 1995, după care la 40 de ani, pentru că am 51, deci, mulțumesc, am intrat la Facultatea de Filosofie, pe care am urmat-o timp de 5 ani. Asta de la mama, da. De la mama, și a fost o binecuvântare această facultate. Nu m-am oprit, în 2018 am terminat și un master de forensic, adică un fel de Sherlock Holmes contemporan. Oameni care, mă rog, învață să fie atenți la detalii și să vorbească puțin, dar să fie foarte atent la tot ce e în jur. Eu o să vă impun acum, asta, aici sunt eu șefă, să luăm o mică pauză, pentru că este acel moment din emisiune. Revenim peste câteva momente și continuăm povestea și mai ales vedem pe unde a fost maestrul recent, așa ca să ni se facă nouă ciudă că noi am stat aici la Suceava și între timp a venit și nebunia asta cu zăpada și cu viscolul. Revenim peste câteva momente, rămâneți aici. Kaboom! Kaboom! Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kaboom Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kaboom. Stay tuned on kaboom.ro. Rafinament, bun gust, eleganță. Pentru evenimentele speciale din viața ta, alege să petreci în salonul sau în restaurantul Lenoir.
meniuri și gusturi rafinate, gusturi proaspete și diversificate. Pentru preparate care să te ajute să te bucuri de gusturi inedite chiar la tine acasă, alege serviciul nostru de catering. Mănânci bine, te simți bine. Restaurant Casa Negru. Cel mai bun rezultat apare la îmbinarea dintre vechi și nou. Nu este ușor, dar pentru a păstra calitatea, maestrii noștri berari țin timpul în loc. Folosind cele mai noi echipamente, păstrează gustul și procedeul clasic de fabricare a berii. La noi, totul este natural. Tradiția și calitatea se îmbină într-un mod armonios, rezultând mult apreciatele Suceava, Călimani, Solca și Bermas, regina blondă a Bucovinei. Vă dăm, mămuca, uite-te aici! E așa de bun! Wow, ce bune sunt! Care e secretul lor? Secretul lor este Facos. Respectă gustul și tradițiile din Bucovina. Eu le-am gustat, le consum și vi le recomand în toată inima. Sunt o minune! Facos, respect pentru tradiție. Și încă ceva. Încercați gama premium Țara de Sus, bunătăți din Bucovina, realizat de Facos. Minuni! În această perioadă am învățat să prețuim mai mult sănătatea, iar pentru asta avem nevoie de un mediu curat. La Best Distribution cunoaștem acest lucru de mulți ani și participăm activ pe piața intermediarilor de produse destinate curățeniei și igienei. Punem la dispoziție a partenerilor o gamă completă de produse precum detergenți profesionali, saci menajeri, hârtie igienică, role industriale, prosoape pliate, role medicale, mopuri, mături și peripardoseală, dispensere, hârtie și săpun, bureți de vase, lavete, detergenți și degresanți, precum și produse de cosmetică hotelieră. Oferim un timp optim de livrare a comenzilor, transport gratuit a produselor în județele Suceava, Iași, Neamț, Botoșan și Vaslui, discounturi, promoții, posibilitatea negocierii prețurilor, precum și a termenelor de plată și în plus oferim mostre, consiliere, integritate și încredere. Best Distribution vă stă la dispoziție pentru informații și contracte prin următoarele mijloace, la telefon, e-mail sau pe www.șervețeledehârtie.ro. Master Solution. Printare, copiere, scanare alb-negru și color la cel mai bun preț din Suceava. Direct la tine în birou. Master Solution. Achiziționează un copiator și primești 3 luni service gratuit. Îți oferim garanție, suport instalare, transport și posibilitate finanțare până la 12 luni. Master Solution. Parteneri Advanced Konica Minolta. Contactează-ne la 0755 071111 sau la www.mastersolution.ro. Cu experiență de aproape 25 de ani, Killer, unul dintre cei mai cunoscuți producători de carne din Bucovina, vă pune la dispoziție o gamă variată de produse țărănești, specialități, afumături, salamuri, cârnați proaspeți, șunci și semi-preparate. Killer. Tradiție și bun gust! Pășește cu încredere în lumea răsfățului absolut. Magazinele Parfum de Sofia vă așteaptă cu produse cosmetice de calitate, branduri exclusive, consiliere de specialitate și sesiuni gratuite de make-up. Ne găsiți în Suceava, la parterul complexului Bucovina, în Rădăuți, la magazinul general și în câmpul moldovenesc, la complex Eden. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
Am revenit. Între timp, să știți că am trimis așa niște mesaje, să vedem situația școlilor. V-am spus în prima parte despre cele din Dolhasca, primarul de acolo, domnul Decebal Isache, a luat ieri hotărârea ca școlile să rămână închise pentru siguranța copiilor, elevilor și așa mai departe. Iar în pauză am primit de la diriginta copilului meu, care învață la școala 3 din municipiul Suceava, dar vin copii și din afara municipiului. Este foarte greu de circulat, dacă nu pot ajunge copiii la școală, nu este nicio problemă. L-am rugat și pe domnul Grigore Bocanci, inspectorul școlar general de la Inspectoratul Școlar Județean Suceava, să ne trimită o situație a școlilor închise. Nu are în momentul acesta, dar a transmis în această dimineață, ne scrie, hotărârea o ia fiecare director în funcție de situație. Așadar, acolo unde nu se poate circula, copiii și profesorii vor rămâne acasă. Iată, autonomie școlară, dar evidentă. Dar cum am zis, până la urmă mâine se ia vacanță, da. Și văd că și la mine scriu copii, părinți din clasă că vor rămâne... Mai dramatic, cine trebuia să scoată media astăzi? Băi, n-am noroc. Da. Azi trebuia să scoat media. Da, sunt deja copii mulți care anunță, părinți mulți care anunță și la mine, dacă sunt copii care nu vor ajunge. Nu, eu sunt îngrijorată de Luca, el e plecat la Botoșani cu echipa de fotbal. Hai, și... să aruncăm gândul rău și ținem acolo pumii. E una dintre... zonele cele mai afectate, avea de plecat astăzi la un turneu la Bacău. Din la Câmpuț. Vedem ce și cum. Sunt sigură că antrenorii și stafful vor fi foarte atenți și vor lua cea mai bună decizie. Până să continuăm povestea Casa Andrei, aș vrea să facem așa o buclă în timp și să prezentăm niște fotografii pe care ni le-a trimis maestrul Mihai Vânzaru Pim. Fotografii făcute la în deplasarea pe care a avut-o săptămâna trecută, da, în Spania. Aici sunt cu Delia, care este doctorand la noi la Suceava, la universitate, și este critic de artă. Noi, asta este echipa noastră artistică de la Galeria Zamca, sub auspiciile Institutului Bucovina. Aici sunt cu Vasi Gafiuc și cu Delia. Suntem la Muzeul Picasso aici. N-ai cum să nu fii atras de acești centri culturali în buricul unui oraș tumultos. Și așa că, cum să spun eu... Da, spectaculoase imagini. Peste tot imaginile. Sunt cârduri, rânduri de turiști care vin, intră și cultura aduce bani. Adică minunat. E cam 14 lei, aici e la Picasso, cam 14 euro e un bilet. Eu am fost avantajat de o hotărâre a Consiliului European care spune că cei peste 65 de ani și până în 25 de ani nu plătesc jumătate. Dar în rest, 14 euro la Joan Miró, la Picasso 12 euro, biletul la Sagrada Familia, alți bani. V-ați asortat, nu știu, cred că știu, da, cum să vă îmbrăcați de fiecare dată și la celelalte erați... Nu știam. Și fiica mea mi-a zis, nu cumva să nu mergeți la Joan Miró, știi? Da. Dar este atunci așa s-a nimerit. Dar e spectaculos. Da, cum? Să da. Poți să stai într-așa o urme și să poți... N-ai cum să te plictisești, vorbim de situația și culturii. Un artist, n-are cum să galerii, nu meargă la... Orașul plin de galerii, da. Librării, oferte tipografice și... deosebite. Deci sunt niște lucruri extraordinare. Care ne una pun... peste alta, din nou, o experiență foarte interesantă. Și vreau să spun un lucru. Înveți toată viața. Da. Multe dintre aceste lucruri le cunoșteam despre activitatea lui Picasso, de exemplu. Da. Joan Miró totdeauna a fost... Cineva l-a caracterizat în comparație cu Picasso, că era un impostor. Nimeni nu era. Fiecare avea sensibilitatea lui. I-am scris unui prieten, i-am trimis pozele astea de la Picasso. Zice, zice eu, cu toate, zice, cu, da, e interesant, cu toate că nu are toate perioadele lui. Știi? Adică, o cunoscătoare, doamnă. Da, da, doamne, da. Dar norocul meu a fost că prin anii 80-87... am vizitat de două ori galeria Pușkin din Moscova, care avea cele două perioade, bleu și roz, al lui Picasso, așa că pe Picasso l-am văzut în totalitatea lui, am închis cercul cumva și în lumea asta mai există galerii cu colecții Picasso
și s-ar putea cât o mai trăi, cât mă mai lasă Dumnezeu, să mă mai întâlnesc cu opera lui. E foarte interesant. Între timp scriu și eu Luca nu vine, da? Deci e vorba de anunțul că eu am uitat, da? Deci am primit acest anunț, le aduc aminte, inspectoratul școlar le-a transmis directorilor de școli să anunțe părinții că nu este absolut necesar să vină astăzi copiii la școală. Dacă nu știu dacă cineva poate să-și asume și aici la noi în municipiul Suceava, v-am zis, mai ales că vin și din afară, e dificil, mai bine stau copiii acasă. Mai este. Și ați făcut pentru că ați fost cu ocazia participării la un am făcut transmisiunea în direct. Da, la un acum proiect al instituției. Cu Vasi Gafiu, că eu fiind voluntar la ei, fiind imbricați în activitățile astea de reprezentativitate, dacă vrei, și cu anumită eu știu, cu un anumit au anumită postură apreciativă în sensul că galeria a doua, galeria acestui frumos institut Bucovina, galeria la Burdujeni, domnule, e unicat. Nimeni n-a mai deschis o expoziție într-o secție de psihiatrie, un spital. Acestea sunt desenele făcute cu micuții la atelierul de Eu tot mai colaborez cu ei, venim și întrebăm ce facem. Și au zis, de Paște să facem. Și le-am făcut Pască, le-am făcut ouă, le-am făcut crucificarea lui Iisus. N-au făcut Moș Crăciun biserica cu urechiușe de iepuraș? Nu, nu. Adică la tradiție am mers, așa? Da, da. Și erați fost și la Fălticeni? Ați fost la Fălticeni, cealaltă când am ajuns, grupă? Era gol, era ca Luca, știi, când dă gol, numai că uitaseră să mă anunțe și pe mine că nu se mai face. Ați făcut era greu. Drumul a fost greu ieri, n-a fost. Și asta vreau să zic, nu numai azi e foarte greu. Europeanul 85 avea porțiuni în care bătea vântul despre vest, ca să le explic la oameni, și erau pereți prin care trecuse foreza, adică era clar că dacă nu ești atent, se blochează circulația. Dar pe jumătate de șosea, jumătatea din dreapta, cum te duci pe Fălticeni, era permanent, era viscolită și era greu să vii cu viteze, să nu adaptezi la asta. Da. Ne întoarcem la povestea Casandrei. Și aș vrea un pic să vorbim despre experiența voastră din Turcia. Ați prins chiar acele momente tragice. Noi eram în România, însă toți ai noștri erau în Turcia și în special 6 dintre ei în Adana, oraș care a fost foarte afectat. Și am dacă mai era nevoie să învăț după atâția ani, pentru că eu stau totuși de 5 ani în Istanbul, despre turci, am mai învățat ceva, că se ajută extraordinar de mult, chiar se ajută. Pun foarte mare accent pe ceea ce este important în momentele cheie. Deci, n-am auzit de nimeni să-și ia casetele cu bijuterii când au început cu tremurele, pentru că au avut atâtea, au avut două foarte mari, și-au luat totuși ceva? Animăluțele. Și copiii, bineînțeles. Da. Da. Ei au pentru animale un sunt ca și membrii familiei, indiferent că sunt stradali, comunitari în Turcia sau în casă, toate animăluțele sunt tratate la fel și animăluțele se comportă la fel cu oamenii. Aici e diferit. Eu n-am văzut niciodată un câine să muște pe cineva pe stradă. Pentru că ei simt. Da. Niciodată. Că oamenii îi iubesc și respectă. Și au câini mari, cât talie mare. Deci adevăratele valori. Da. Nu sunt obiectele. Asta vreau să vă spun. Deci își iau pur și simplu, iau copiii în brațe, animăluțele și fug. Sau am mai avut și un membru al familiei foarte haios care a zis că el nu pleacă nicăieri, s-a îmbrăcat foarte elegant,
Azi că el își gătește, că noi n-au decât să stea ceilalți, cinci, n-au decât să stea în mașină, cum au și stat, cinci zile la rând. Noi nu, pentru că noi eram în România. Deci, da, noi eram în România la momentul respectiv. Dar, ce să spun, a fost absolut înfiorător, pentru că sunt oameni care au vârstă, dar sunt oameni care, chiar dacă au o vârstă, chiar dacă au niște afecțiuni medicale, s-au adaptat. Deci pentru mine a fost din nou o mare, mare lecție, a doua mare lecție după cea din prima a fost în pandemie, când oamenii în vârstă, cum a fost tata, socrii mei, ne-au încurajat. Deci ei au fost stâlpii noștri și au spus, bă, lasă că o să fie bine, o să fie extraordinar, mai ales că noi în pandemie nu ne-am văzut. Eu și eram, rămăsesem în România, venisem așa, pentru niște procese la București și am zis că stau 2 săptămâni și mi-a mai văzut soțul după 6 luni. Da. Fizic, față fizic, în față. Așa, l-am mai văzut pe WhatsApp. Sigur, zilnic, ați făcut zilnic. Iar cei care au fost lângă noi au fost părinții care spuneau, nu e nicio problemă. Lasă, noi am trecut prin război, am trecut prin foamete, am trecut prin multe și o să trecem și prin asta. Da, da. Foarte mult a însemnat asta. Da. Deci da. În situații de criză, cred că e foarte important să încerci să te calmezi și să spui, lasă. Va da, fi bine. Hai să... Și asta vreau să încerc să transmit că casele nu sunt ziduri, casele sunt oamenii din jur, din familie, din prieteni, din vecini, din oriunde și tot timpul, nu numai în momente cheie, gen ninsori abundente, cu tremure, inundații, trebuie să fim inundații, trebuie să fim foarte pandemii, trebuie război, să fim foarte acum avem și război. Exact, unii lângă alții și să realmente să ne ajutăm, pentru că e singura noastră șansă să scăpăm din războiul ăsta hibrid, apropo de ceea ce spuneați, că suntem în război. Da, suntem în război. Am primit o comunicare și de la Consiliul Județean, care ne trimite o postare de la aeroportul Ștefan cel Mare. Din cauza ninsorii abundente, rafalelor de viscol puternic și a vizibilității spre zero, programul de zbor de la aeroportul Ștefan cel Mare, Suceava, este afectat și momentan nu se poate opera în condiții de siguranță, chiar dacă pista de aterizare de culoare este curățată. Echipele noastre de dezăpezire intervin non-stop cu utilaje și materiale pentru a menține infrastructura în condiții de operare, însă vremea extremă împiedică în acest moment desfășurarea operațiunilor aeriene conform orarului. Din cauza condițiilor meteo extreme, echipajele de pe zborurile Wizz Air, care urmau să decoleze în această dimineață la Dortmund și la Paris-Beauvais, au decis anularea decolării. Rugăm pasagerii să păsteze legătura cu operatorul aerian. Vom reveni cu actualizări în funcție de evoluția condițiilor meteo. Vă mulțumim pentru înțelegere. Tot cu această, firmă am zburat. De la București am plecat la Barcelona și ne-am întors pe Cluj-Napoca. Dom'le, și întotdeauna am plecat cu câte o oră întârziere datorită faptului că în Franța, deasupra căreia zburam, da, era grevă. Controlorii de zbor erau în grevă. Da, deci băieți fac grevă, nu stau că așteaptă avionul nostru. Da. Diverse, da. Mai multe așa zone, că, nu doar la iată, noi, că acum chiar era o doamnă. O grevă, știi? Da, acum chiar era un comentariu de la o doamnă că vă bateți joc de noi, că voi cu pensiile speciale, cu salariile, nu știu cum. Doamnă, și ce veți să facă? Cum să aterizeze, să decoleze avioanele, dacă afară e nebunia, adică chiar să nu înțelegi situația. În general, cei care sunt vocale, așa că ăla are nu știu cât, că ăla are nu știu care, are nu știu... Dom'le, sunt oameni care au stat în crâșmă, oameni care au băut, oamenii care nu și-au creat un, dom'le, nu și-au creat un statut de stabilitate la o anumită vârstă critică, adică e clar că dacă toată viața ai băut, n-ai ce să prezinți la bătrânețe, că dacă ți-a mai dat Dumnezeu zile, da. Știi? Și tu stai cu mâna întinsă și îl crezi, că voi din cauza voastră. Nu, și chiar dacă nu au băut și chiar dacă au muncit și au pensie, poate n-au fost într-o situație de asta vreodată. Dar nu despre asta este vorba. Important e cum am, cred, eu cred că e important, cum am spus și la început,
bă, suntem într-o situație critică, ne concentrăm acum pe situația asta critică, vedem ce avem de făcut și după aia mai comentăm. Acum haideți să ne concentrăm pe ce avem de făcut. Să rezolvăm. Da. Dacă stăm să povestim despre pensii speciale, nu o să ajungem niciodată la niciun rezultat, pentru că viața e făcută din politică, din păcate, și o să intrăm într-o discuție fără sfârșit și fără nicio concluzie. Și nu ajută pe nimeni. Depășesc logica, bunul simț de multe ori. Și nu ne ajută cu absolut nimic. Mă mai uit pe pagina noastră să vedem ce ne-au mai scris cei care ne urmăresc aici. Bună dimineața de la doamna Teslaru, nu mai pască cu brânză de vacă. Aceasta este adevărata pască, vă reamintesc că întrebarea era pasca cu brânză ori pasca cu ciocolată. Care da, poate este capră. Să ne scrie, am pus acolo brânză și ei, vedeți, detaliază. Ați pus și de brânză sărată dumneavoastră. Acum, știi, ortodoxul este vesel. În fața lui Dumnezeu el râde, e cu inima deschisă, nu are gând rău ascuns. Tocmai ce v-am povestit dimineață, cine l-a ajutat pe soțul meu? Ai văzut, părintele Argatu, și o cunosc pe doamna care au 4 copii. Cel mai mic tânăr din familie. Da. Și vecin cu noi acolo. Da, doamna este. Acum bibliotecă. O să dau din casă și o să vă spun că cel care m-a reapropiat pe mine de Dumnezeu, pentru că după ce mama a plecat în niște condiții dramatice și pentru mine a fost absolut șocant. Am fost așa, foarte supărat așa. Deci, mulți ani am fost așa cu Big Boss, iar soțul meu, care este turc, care, mă rog, a fost crescut în religia musulmană, când am plinit 20 de ani a ales să se creștineze. Așa, pur și simplu, a citit el, i-a plăcut lui Biblia și a zis, asta mi se potrivește. Și e cumva paradoxal că un om care a fost crescut în religia musulmană alege să se creștineze și mai mult de atât mă împacă cu Dumnezeu. Deci mie mi se pare extraordinar, el fiind protestant și sărbătorindu-și Paștele acum, în această duminică. Și de-aia spun că lucrurile, Dumnezeu are niște căi foarte interesante de a te face să înțelegi lucruri, să luăm aminte, să fim atenți cu cei din jur. Asta uităm. Deci asta e pace tuturor. Adică, mă, dacă rapid. Suntem în armonie, asta uităm. Da. E ok. Da. Revenim la pască cu sau, mă rog, la pască. Ileana Bobu optează pentru pasca cu brânză. Conrad Condur, pasca cu brânză o comand la cineva cu 3 zile înainte. Iată, vedem. Iar e comandant de mic copil. De câțiva ani. Da, Condur, e un timp aios. Sunt și oameni care preferă să comande, să-și ia produse de-a gata. Da, și înainte era croitor. Ceea ce faci? Haine de-a gata, zice. Ceva rău, adică unii chiar n-au timp, unii chiar nu se pricep. Oricum, mirosul din bucătăria bunicilor nu se compară cu nimic și de aia cei care încă mai gătesc, vorbesc de cei din generația mea, încă mai gătesc, o fac în dorul acelor timpuri când te trezeai și era mirosul ăla ori de cozonac, ori de pască, scandalul bunicilor. Nu puneți mâna, așteptați. Acum, bine, zis, nu le prea așa zis cu pasca făcută de mama. Deci la mama oricum, deci, nu prindea niciodată n-a orice prins pasca. Da, orice ar fi o găseam și... Dar cred că era fericită că voi le mâncați. Da, evident că era fericită pentru că era... Era în concurs cu mama ei, probabil. Era dovada că delicioasă. Da. Valeriu Petcu, pasca tradițională cu brânză. Conrad Condur, bună dimineața din Țara Dornelor, sărmâna și invitatei doamna Casandra. Și el are o soră faină. Și el are, da. Ne-a promis că va veni cu surioara lui. Păi să vină. Oh, și am, hai, trebuie să încheiem emisiunea. Mai citesc păcat. Cam astea cred că sunt. Mai dau un search. Ce faceți de Paști?
De cel rămâneți catolic, protestant, da, da, împreună facem pască de brânză. Brânză. Ieri am discutat. Așa. Avem și de cel ortodox la București și după aia plecăm la Istanbul. Am da, înțeles. Da, să vă fie da, bine oriunde. Și asta dumneavoastră și tuturor celor care se uită la noi și... Și în Bucovina, în Bucovina, știi, adică, uite, dar e un cadou zăpadă. N-am avut Crăciun, da, Bucovina cu zăpadă, da, avem... Știi că se plângeau băieții la Crăciun, că e cald, se strică porcul. Acum e fric și nu se strică mielul. Da. Adică, da, da, na, e să plăcut. Vedem da. Atât... Și vă mai spun ceva, să nu vă temeți pentru florile pomilor fructive. Da. Dacă nu scade temperatura sub 6 grade, e ok. Am înțeles. Ei ca o plăpumioară așa. Și aș vrea atâta să mai spun și eu, că în emisiunea de duminică, trece, toată săptămâna neagră pentru ortodoxi, săptămâna patimilor, o să-l rog pe Andrei să reluăm un film al lui Paul Palencear cu domnul Toma Filaret, un om care a stat în pușcărie 10 ani, mulțumesc, a suferit și e... Casandra, ce vrei să mai spui? Să nu ne temem de nimic. Atât vreau să mai spun. Mulțumesc foarte și mult. Biblie, și eu vă mulțumesc foarte mult și mă simt onorată că sunt aici și mă simt onorată că sunt acasă și le transmit tuturor celor care au contat foarte mult pentru mine în viața asta și care contează pentru mine și care vor conta. Vă mulțumesc. Mulțumim, doamnelor și domnilor, că ne-ați urmărit și în această dimineață. Să nu uitați, și în Biblie se scrie, de 365 de ori îndemnul, nu vă fie teamă. O zi frumoasă tuturor! Codul portocaliu de dinsoare a fost prelungit până joi la ora 14. Bun găsit tuturor, sunt Cătălina Biholar, încep știrile Intermedia. Iată și câteva dintre subiectele zilei. Codul portocaliu de dinsoare și viscol s-a simțit puternic în județele Moldovei. Trafic de coșmar, drumuri blocate, localități fără curent electric, școli închise. 8 percheziții, inclusiv la sediul biroului Vamal Siret și la domiciliul unor funcționari vamali, au fost făcute de procurorii parchetului european de la biroul Iași. Iar în ciuda vremii de afară am consultat un specialist care ne învață cum să aducem atmosfera pascală acasă. Detalii despre acestea și alte subiecte în știrile pe larg. Codul portocaliu de dinsoare și viscol s-a simțit cel mai bine în trafic. Mulți șoferi și-au schimbat cauciucurile cu cele de vară și s-au aventurat să iasă pe șoselele acoperite cu gheață și zăpadă. Ambuteiajele au fost la ordinea zilei, astfel că distanțe care se parcurg în condiții normale în jumătate de oră s-au făcut în de două sau de trei ori mai mult timp. Nici drumarii nu au făcut față ninsorii necontenite spre disperarea șoferilor. Codul portocaliu a fost prelungit până joi la ora 14 în județele Botoșani, Iași, Vaslui și zona joasă a județelor Suceava, Neamț și Bacău. Ce căldură am avut de Crăciun. Era de așteptat că se lungește iarna. Ai luat asta umedă, o să facă probleme mari de circulație. Iar problemele nu au întârziat să apară. Pe toată durata codului portocaliu de ninsoare și viscol s-a circulat în condiții de iarnă autentică. Pe drumurile naționale, șoferii de tiruri și camioane au fost nevoiți să-și monteze lanțuri. Cum e drumul? Cum se circulă? Nu vedeți cum e. Cum e cel mai rău? Asta e în România, la noi. Dar ați văzut ceva? Sărărițe, curățat drum? Una singură, dar nu merge nici aia. Era străcată. Ați reușit să urcați? Se alunecă? Da, drumarii, nu i-ați văzut? Alții care și-au schimbat cauciucurile cu cele de vară au fost nevoiți să le monteze din nou pe cele de iarnă. Mi-am pus cauciucurile de vară și acum uite cu dată zăpada asta așa mare și
puteți, nu puteți merge nicăieri. Dar nu mai pot să mai nici mașina, domnule. Nici în localități situația nu a fost mai bună. Ambuteiajele au fost la ordinea zilei, astfel că distanțe care se parcurg în condiții normale în jumătate de oră s-au făcut în de două sau de trei ori mai mult timp. Greu, foarte rău, foarte rău. La Suceava avem 45 de minute, la Suceava până aici. 45 de minute, în mod normal cât faceți? Jumătate de oră până la Gura Mureș făceam. Oh! Salutare! Ce s-a întâmplat? Dar nu s-a întâmplat nimic. Acolo îndeau, cred că-s cu ruzină de vară și buxul, da? Așteptăm. Se circulă foarte greu, nu s-a dat cu sare, este ceva inadmisibil. Doar de dimineață ninge. Și aveau timp să dea, nu? Acum o oră de vârf, toată lumea este de la servici, bară la bară, n-ai până de să-i strecori, n-ai până de merge. Și e gheață multă. Gheață multă și se derapează puternic, mai ales că-s dealuri, băi, nu în oraș cu câmpii. Sunt mulți șoferi care și-au schimbat cauciucurile deja. Da, na, s-au păcălit. Eu încă am cauciucuri de iarnă, dar na, asta e. Miercuri dimineață, în anumite zone, autoritățile au fost nevoite să ia măsuri drastice. Începând cu ora 6, pe sectorul de drum DN2 Suceava-Siret, a fost luată decizia restricționării traficului pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7.